Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Ian Si, Palatul Suspinelor, episodul 13. Inglu se învârte și fluieră în timp ce Fuhengo ajunge din urmă, o apucă de încheietura mâinii și o confruntă cu blana pe care i-a dat-o lui Hai Lancia. Tocmai atunci, bulgăraș iese, iar Inglu îi spune lui Fuheng că nu a avut inima să ucidă câinele, deoarece nu a făcut nimic rău, doar că avea un proprietar rău. Fuheng îi promite că îl va ajuta pe bulgăraș să găsească o nouă casă în afara palatului. Inglu se plânge apoi că o doare brațul pentru că Fuheng o ținea prea strâns de braț și i-a cerut să sufle pe el pentru a se simți mai bine. El a refuzat. Inglu se întâlnește apoi cu mătușa Shan și i-a dat niște încălzitoare pentru picioare făcute manual. Mătușa Shan o întreabă apoi de ce a ales o blană falsă cu o pată neagră când știa că bulgăraș este alb pur. Inglu îi spune că Hai Lancia și Fuheng sunt foarte apropiați și a vrut în mod intenționat ca Fuheng să știe că nu l-a ucis pe bulgăraș. Ea a vrut să-i arate lui Fuheng că are inimă bună să respingă orice suspiciune pe care o are despre ea. Inglu îi spune apoi mătușii Shan să nu o mai avertizeze, deoarece va continua să fie lipsită de inimă dacă va avea nevoie pentru a-l găsi pe ucigașul surorii ei. Mătușa Shan zâmbește și îi spune că o persoană lipsită de inimă nu ar ajuta-o pe Lady Zhu. Gao se plânge de ceaiul ei, spunând că nu era de aceeași calitate cu care este obișnuită. Lady Zhu intră și o întâlnește, cerându-i iertare. Servitorul vine apoi și raportează că eunucul care a fost agresat era afară. Gao a spus că îl va ierta într-o singură condiție. Consoarta Xian este îngrijorată pentru fratele ei, chiar dacă ea i-a dat bani. Ea este îngrijorată că ar învinovăți-o pentru că nu l-a ajutat. Chiar atunci, împăratul vine la ea. El este supărat pentru ceva ce a făcut tatăl ei. A deturnat bani pentru a-și ajuta fiul. Ea replică, spunând că el nu va face niciodată așa ceva. Împăratul este furios că consoarta Xian i-a răspuns. Xian își vizitează apoi tatăl în închisoare, doar pentru a afla că a deturnat bani pentru a-și salva fratele. Ea este dezamăgită că a fost împotriva a ceea ce susține și a ceea ce a învățat-o să obțină banii. O roagă să-l ajute, dar ea pleacă. Când se întoarce, mama ei este afară și cere ca Xian să-și ajute tatăl. Consoarta Xian țipă înapoi la ea, spunând că a făcut asta doar pentru că ea îl roagă mereu să-și salveze fratele. Este supărată că mama ei l-a făcut pe tatăl ei să meargă împotriva propriei sale filozofii. Tocmai atunci vine un servitor și le spune că fratele tocmai a murit. Mama continuă să țipe la consort Xian, spunând că a fost vina ei că a murit și că cea mai mare greșeală din viața ei este că a născut-o, apoi aleargă spre un zid de ciment și se sinucide. Împărăteasa o învață pe Inglu cum să scrie când un servitor îi spune ce s-a întâmplat cu consoarta Xian. Gao și Lady Zhia râd de întreaga întâmplare, spunând că și-ar fi dorit să fie acolo pentru a vedea totul cum se desfășoară. Împărăteasa vrea să o viziteze pe consoarta Xian, dar decide să-i dea puțin spațiu. Ea vrea să meargă la împărat pentru a-l ajuta pe tatălui Xian, spunând că ea cunoaște caracterul ei și că nu poate vedea pe cineva ca ea suferind atât de mult. Mini o avertizează să nu o facă în cazul în care îl înfurie pe împărat. Împărăteasa îi cere părerea lui Inglu și ea spune că ar trebui, dar să aibă grijă cum îl întreabă pe împărat. Ea a spus că ar fi mai bine să spună că întreabă în numele consoartei Xian. Împărăteasa încearcă mai întâi să-l convingă pe împărat să-l lase pe tatălui Xian să plece, cu toate acestea, el nu se clintește la decizia sa. Astfel, împărăteasa îngenunchează în fața lui, cerându-i din nou să-și revină decizia, spunând că ea i-a dat bani. Ea a spus că a vrut să trimită un medic să se uite la fratele ei, dar nu a vrut să iasă cuvântul că își depășește limitele, așa că nu a făcut acest lucru. Cuvântul călătorește la Xian că împărăteasa a mers să-l implore pe împărat în numele ei. Ea nu pare să fie mulțumită de asta. Se schimbă într-o ținută neagră și apoi o vizitează pe împărăteasa. Inglu observă că comportamentul ei pare diferit de înainte. Fuheng îl prinde pe prințul Yi cu servitoarea Lady Jia și îi confruntă.
Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.